Când faceți un copil? Am lăsat și noi copiii acasă. Pusă la pământ. Bine arată carta. Sunt chestii pe care atunci când călătorești, nu le ai. Călătoriile cumva ne-au pus viața pe pauză și nu putem decât să fim recunoscători și să vă mulțumim că ați avut încredere în noi. Ideea de Tinder. Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăim în casă cu pisică și cu cățel. Ei bine, asta e ceva ce mi-a lipsit în călătoriile noastre. Bucătăritul, experimentatul. Oficial mai trebuie 25 de subscriber ca să facem 30.000. Seria asta este atât de vânată încât este sold out peste tot. Ea ajunge să trăiască în regatul spiritușilor. Mi-a făcut un cadou, un cadou la care am plâns. Singurul lucru mai periculos decât a fi vrăjitoare e să te îndrăgostești de cel care te vânează. Am zis că nu dăm drumul la cameră, dar avem așa un apus superb în față și nu pot rezista să nu vi-l arăt. Bine, soarele a apus deja, dar au rămas așa niște culori frumoase în urma lui pe cer, e tot roz, Doamne, splendid. Noi suntem în mașină, în Skoda noastră de la Volkswagen și ne îndreptăm către Piatra Neamț, unde mergem la un botez. Am lăsat și noi copiii acasă, ai noștri nebotezați. Pusă la pământ! Ce stil are să te-am îmbrățișat. Am vorbit cu vecinii, le-am lăsat tot ce le trebuie. O să fie pe mâini bune, peste weekend. Azi e vineri și noi luni ne întoarcem deja înapoi acasă. Numai cu schimbări de look suntem noi în ultimul timp. Dacă pe Bogdan l-ați văzut în vlogul trecut fără barbă pentru prima oară și părul lui este iarăși în proces de creștere. Mamă, cum arată! Mie mi-a crescut părul peste noapte. Păi la mine așa se întâmplă. Devine mai scurt sau mai lung peste noapte. Am revenit la freza mea specifică, la unduleurile mele semnătură. Nu zic că nu m-am simțit bine și cu părul mai scurt. Te simți mai bătrână. Dar mi-a zis Bogdan într-o zi că mă îmbătrânește și de atunci mi s-au pus niște pitici pe creier. Ce și m-am văzut cu altă. Eu vinovat? M-am văzut total diferită în oglindă. Dar știi cum e? De multe ori ți se pare, te gândești la chestia asta, dar poate doar tu mi-ai confirmat. Dacă eu mă vedeam în oglindă așa ca o ca o doamnă, dar ca o doamnă este, adică nu ca o doamnă în stilul ăla, înțeleg. Exact. Locul meu era de doamnă și mă vedeam, dar aveam impresia că, da, poate e doar impresia mea, m-am obișnuit cu părul lung atâția ani și nu era greu să mă obișnuiesc cu mine. Dar în momentul în care mi-a zis Bogdan, nu mai știu. A fost la teatru, în seara aia în care am fost la teatru. Da, cred că mi-a zis. Zis că era super, doar că pare că ești... Da, și mă aranjasem așa, am făcut niște unduleuri, niște bucle și era tot bufant așa și el arăta foarte drăguț. Dar într-adevăr te dea o imagine așa mai elegantă, serioasă. Și nu e cazul. Și da, nu e cazul, știți, prea bine. Și atunci am zis că ok, trebuie să revin la păr lung. Ne-am distrat, a fost frumos, a fost o experiență, dar trebuie să ne întoarcem la origini. Și iată-mă înapoi la buclele mele lungi. Și înapoi acasă. Ultima oară ne-am văzut din mașină, eram în drum spre Piatra, către botez. Cred că trebuia să începem cu o urare. Astăzi sunt Sfinții Mihail și Gavril și Bogdan aici de față. Nu știu câți dintre voi știu, dar este Mihai. Chiar Mihai Bogdan, nu Bogdan Mihai. Așa că așteptăm urările voastre de bine acolo în comentarii. La mulți ani și vouă tuturor celor care sărbătoriți. Mihai, Gabriel, astăzi, Gabriel, da. Sau care aveți în familie oameni dragi care sărbătoresc de Sfinții Mihai și Gavril, să fiți sănătoși, fericiți, binecuvântați cu tot ce e mai bun și mai frumos în viața asta și
dragoste infinită să aveți. Soția mea se pricepe cel mai bine la urări. Da, eu le urez oamenilor ce mi-ar plăcea și mie să-mi ureze. Bufi, dar e greu să spui, deci mie mi-e greu mie să zic cât îi spui tu. N-ai cum să primești așa, poate rar, dar... La mulți ani, iubirea mea. Dai și tu ceva de băut? Îți facă ceva bun. Îmi faci ceva bun? Mamă, gasta mea. Până în una alta, haideți să vă arăt ceva. După cum bine știți, Artlist e platforma de unde noi luăm muzica, efectele sonore, câteva cadre atunci când avem nevoie să îmbunătățim clipurile și recent cei de la Artlist au introdus voiceover despre care am vorbit în vlogul trecut și acum, de câteva zile, o introdus secția LUTs, LATs, LUTuri, cum vreți voi să-i spuneți. Ce sunt laturile? Ei bine, sunt niște filtre de culoare și contrast pe care le aplici pistei videourile pe care le ai. Fie că ai nevoie pentru YouTube, pentru Instagram, pentru TikTok și așa mai departe. De ce? Pur și simplu ca să arate mai bine starea de stare pe care ți-o dorești pentru clipurile tale. Poți să faci diferite mood-uri. Uitați-vă un pic ce frumos arată, deci ăsta ar fi cadrul original. Și când îl aplici, aoleu, ce frumos arată. Ai vreo 50 de luturi, cred că chiar mai multe, și în felul ăsta nu trebuie să mai cauți pe Google, pe la diferiți artiști, creatori de conținut, luturile pe care ei le vând, câteodată la prețuri bune, câteodată la prețuri prea mari, sau să te chinuiți, găsești luturi gratis. Ai totul aici frumos, compactat, pur și simplu îți faci cont prin linkul din descriere, primești și 2 luni gratis și în felul ăsta ne ajuți și pe noi și cu siguranță o să te ajute și pe tine. Deja am downloadat, uitați-vă aici ce frumos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consider că astea primele sunt cele mai frumoase, după care, na, dar acum în funcție de fiecare ce-și dorești, și ăsta este foarte frumos, care este cumva așa alb-negru, superb, excepțional. Ador lumina asta de noiembrie, de când ne trezim până când apune soarele, cam așa arată lumina la noi în casă. Păcat că durează 10 minute tot intervalul ăsta, dar e minunat. Uitați-vă un pic ce călduroasă e atmosfera. Acolo e trollerul care a venit de la Piatra și niște etajere pe care ne dorim să le punem pe pereți, dar mai așteaptă un pic. Când te uiți așa în casă, n-ai zice că afară sunt 2 grade și peste noapte minus 2. Am uitat să-mi pun cercei. Cât îmi pun eu cercei, voi am să vă arăt crăciunița asta minunată pe care mi-a adus-o Bogdan zilele trecute. A venit cu sărbătorile în casă. Cred că e cea mai frumoasă pe care am avut-o vreodată. Am avut emoții în a o lăsa aici pentru că la fiecare plantă pe care o aducem în casă caut informații pe Google să văd dacă e sau nu e ok pentru pisici. Și crăciunița pare că nu e ok pentru pisici, nici nu e toxică la modul să-l găsim cu pixuri pe ochi. Dar ar fi indicat nici să nu ronțăie din ea, că îi poate da probleme la stomac, poate vomita. Încă n-a început să se urce aici. Am și pus ochiul ăsta cu genele în partea din exterior. Știți cum se pun chestiile alea țepii antiporumbei? Așa am pus eu asta aici ca să evite să sară. Apropo de mâncat și de făcut probleme la burtă pentru pisici, într-o zi eram pe aici și eu și numai de dată văd pe Mistic cu bale la gură și făcea și scuipa, și scuipa. Spume, zic, nu bale. Spume, ce n-ai, și zic, bă, ce n-ai bă, o pățit? Am chemat-o pe Puffy și când mă uite, am văzut o buburuză și am zis, bă, cred că o mâncat buburuza sau mușcat din ea, că părea că se mișcă așa greu, deci cred că o intrat prin gura lui Mistic și efectiv vreo 3, 4, 5 minute pe acolo au scos bale în continuu. Am zis că, aoleu, cred că e groasă. Am intrat rapid pe net, am căutat și da, buburuzele zice că dau o chestie adversă, gen cu saliva în pisicii, ceva de genul și am zis că, mamă, dacă acum trebuie buburuzele evitate, am văzut cum mai mănâncă gândăcei. Ce mai mănâncă Mistic? El e foarte curios. Vai, și azi a făcut tot în penie, dacă nu am zis că nu mai pot cu el. Alerga prin casă, a început să sară peste tot, a sărit pe canapea, a sărit aici pe scaun, s-a băgat în spațiul ăla de sub masa de la bucătărie și la un moment dat și-a luat avânt și a vrut să sară pe calorifer, dar i s-a agățat o cheruță de la piciorul din spate în zăbrelele alea și s-a dat cumva pe spate, a rămas efectiv atârnat de un picior de zăbrele fix aici în mijloc.
Și urla ca din gură de șarpe, nu mai l-am văzut cu capul în jos. Făcea așa, Doamne, ce m-a speriat, nici nu știu de unde să-l apuc, l-am ridicat și nu reușeam să-i scot piciorușul de aici, a venit Bogdan și l-a... Și l-a scos și după aia s-a făcut cu mințel tot, s-a dus și a așezat. Se sperea dracu. Are momente din astea, boost-uri de energie, în care se apucă, sare, dărâmă, face chestii. Și după când pățește ceva, când cade, când se lovește sau știu eu, e cel mai cuminte pisic din lume. Se pune acolo ca și cum eu nu am făcut nimic, ignorați-mă, eu nu. Lumânarea asta am primit-o în urmă cu ceva timp. Eu sunt mare fan lumânării parfumate. Știu că nu sunt tocmai ok de aprins în casă în fiecare zi, cel puțin nu toate, dar nu mă pot dezice de obiceiul ăsta. Se numește La Rose M. La Menthe. Mă rog, e franceză, cu siguranță n-am pronunțat corect, dar miroase a trandafir și mentă, o combinație la care nu m-aș fi gândit, dar e ceva absolut divin și foarte, foarte elegant. Vă spuneam că am mers la botez, la Piatra, la a doua fetiță din grupul nostru. Ați văzut ce dansuri am? Al doilea bebeluș. Și toți stăm așa și ne gândim ce... trecanii și cum se schimbă totul în jurul nostru și cum trec prietenii noștri la următorul capitol și așa... Unii încă sunt înainte de capitolul căsătorie, unii sunt după, ușurel, ușurel. E un sentiment minunat să putem fi aproape de ei în clipele astea frumoase, să participăm la... evenimentele astea deosebite, să fim acolo în toate capitolele noi. Sunt chestii pe care atunci când călătorești nu le ai, adică ți-ai dorit să le ai și nu poți să fii, să faci parte din chestia aia. Și acum că se întâmplă atâtea lucruri, s-au întâmplat enorm de multe lucruri în ultimele două luni, s-au grămadă de întâlniri, excepțional. Bogdan a fost acolo nu numai în calitate de invitat, dar și ca videograf. Cu proiectorie în creativ a făcut clipul de botez și de data asta și la ceilalți prieteni la care vă spuneam că a fost la București singur pentru că eu am rămas cu Goldie și Mistic acasă. Și a fost interesant așa să-l văd în acțiune. Eram acolo la petrecere și mă uitam la el. E că nu eram chiar în acțiune aia, e că, na, vă dați seama, cu prietenii mei... Am preluat și o cameră de câteva ori. Mai dădeam camera la Adriana să mai ciocnesc și eu un pahar, o treabă. A fost foarte amuzant și foarte drăguț și special și o să rămână o zi și o seară dragă în amintirile noastre. La mulți ani! Da, am văzut că se tot regăsește în comentarii și în mesaje private și primim și noi întrebarea asta de la părinți, de la cei dragi, am primit-o și la boteze. O primim de la 24 de ani, că am Da, noi suntem de 10 ani împreună, de 7 ani căsătoriți și încă de acum 7 ani, când ne-am căsătorit, a început să vină întrebarea, voi când faceți un copil? Și acum, când prietenii noștri au copii, sunt alții care probabil încearcă și la rândul lor să aibă copii, ne întreabă și pe noi. De fiecare dată vine răspunsul... Nu știm. Pentru că, deocamdată, nu știu cum e să simți chestia aia, că îți dorești sau nu îți dorești, dar pentru noi e așa, e atât de frumoasă relația pe care o avem și atât de liniștită și relaxantă și nu știu. Mă simt atât de bine încât mă gândesc că o să fie dificil, gen, să facem un copil. Cel puțin acum, nu știm pe viitor, dar acum chiar mă simt foarte bine, din punctul meu de vedere. Cu siguranță, pentru toată lumea e o decizie grea. Cred că e o decizie care îți schimbă viața definitiv, nu cred, este cu siguranță și nu știm dacă suntem în măsură să o luăm acum, lăsăm lucrurile să mai curgă. Noi am avut și pauza asta, dacă îi putem spune așa, călătoriile cumva ne-au pus viața pe pauză, am sărit niște etape de stabilitate. Exact. Adică noi am avut o perioadă lungă de timp în care nu am avut un venit stabil, nu avem o casă a noastră, nu avem nici măcar mașină, vă spuneam mai devreme. Sunt lucruri pe care trebuie să le mai așezăm, să ne simțim ancorați în viața noastră, după care vom vedea ce o să se întâmple și
unde o să ne ducă drumurile în viața asta. Cred că mulți dintre voi v-ați gândit că noi din motivul ăsta ne-am întors acasă, dar nu, n-a fost ăsta. Nici nu așteptăm un copil, nici nu încercăm, nici nu o să vină în viitorul apropiat, credem noi. Deci ar fi minunat dacă nu ne-ați mai întreba. Da, e o întrebare foarte ciudată pe care și na, la noi e cu măi, că nu, dar sunt oameni care își doresc și efectiv nu pot. Adică ei, cred că e nașpa rău să-ți dorești să nu poți să te întrebi toată lumea. Părinți, mami, tați, veri, prieteni, a tu când faci copil? Nu prea merge. Adică sper că ajungem noi la un moment dat într-o lume în care fiecare să facă ce vrea și fiecare să facă ce își dorește și noi cum poate fiecare. Înțelegem cumva că întrebările astea vin tot dintr-o dorință de bine. De bine, și, da, nu-i de rău. Da, bă, dintr-o pură curiozitate și bă, intențiile sunt bune acolo. Adică cine ne întreabă își dorește bine pentru noi, inclusiv familia. Că nu vă imaginați că doar comentariile care vin la vloguri sau mesajele pe care le primim în privat de când avem animăluțele, toată lumea ne zice că ne-ar sta bine și cu un copil. Da. Dar... e normal că și familia noastră așteaptă, întrebările vin și din alte părți și poate fi puțin solicitant și copleșitor câteodată. Deci, eu cumva le dau acolo. Te ignori. Da, pentru că încerc să-mi trăiesc viața cât de mult pot. Cum tu simt, cu tine. Cum simt eu. Dacă simt să fac ceva, să o fac, dacă nu simt să nu o fac. Nu mă interesează despre ce e vorba, că e de copii, că e de animale, că e de relații, că e de... plecat, de întors, de nu știu, de călătorit. Vreau să trăiesc viața asta așa cum simt de cel mai bine. Și mereu am fugit de sfaturi, mereu am fugit de păreri, de idei, de clinciuri din astea, de discuții. Și stau, sunt foarte bine cu mine, sunt foarte liniștit. Știu că am avut o perioadă în care evitam și tăiam din start răspunsul la întrebarea asta, dar mi-am dat seama în timp că intențiile oamenilor sunt bune în majoritate când întreabă și de asta am zis, uite, că poate ar trebui să dăm și un răspuns ca să știe măcar oamenii care se uită la vlogul ăsta că nu o să facem nicio petrecere, nicio cumătrie prea curând. Dar mergem la prietenii noștri și ne bucurăm exact. Să fim alături de ei și să le fim alături în parcursul ăsta nou, să vedem și noi așa de departe cum e. Vlogul de astăzi o să fie pe chill, zicem noi. Suntem acasă, apune soarele la 5, ce părere aveți despre asta? O părere foarte brea. Noi ne-am intrat în atmosfera asta călduroasă de acasă și încercăm să facem perioada asta cu întuneric de vreme și noapte multă să fie cât mai plăcută. Acum pe fundal nu e nicio melodie, dar până acum cânta Maria Carey sau ce era muzică de asta de Crăciun, așa că nu, am pus, cumva intrăm în modul ăla. Am pus jazz și am pus un playlist cu Frank Sinatra și erau piese de Crăciun printre și i-am dat skip, am zis că parcă tot și un pic cam de vreme, dar tot încercăm să ne intrăm în atmosfera asta cozy, așa de toamnă, afară e foarte frig, înăuntru am dat drumul la centrală, mai e o curentul lumânare... Curentul vine, gazul vine. O lumânare parfumată, ceva gătit care se miroase bine, am dat drumul și la sezonul de vin fiert. Și da, așteptăm Crăciun, de acum, sărbătorile. Să fie de la mine. Am încercat odată rețeta asta de melci cu mere și caramel, a ieșit extraordinar și vreau să o împărtășesc cu voi pentru că cu siguranță o să vă placă dacă nu știți deja să o faceți. Eu am luat-o de pe un site care se intitulează sugestiv Can't Boil an Egg. O să vă las link-ul către ea în comentarii, să luați acolo toate gramajele, totul e exact corect și vă zic, este absolut divină, miroase minunat și... ne place mult de tot. Hai să o facem împreună. Focusul nostru este în continuare cam
80% pe proiecturi în creativ, care a luat o amploare la care, sincer, nu ne așteptam. În doar câteva luni de când am dat startul, de când am început să punem bazele, am semnat, cred că sunt 20 de contracte. Mai exact, 25. 25 de contracte, voi vă dați seama, pentru 2025 și 2026, pentru nunți, nici măcar nu punem botezurile la socoteală. Suntem copleșiți de ce s-a întâmplat, nu ne vine să credem și suntem extrem de recunoscători că a mers atât de bine și că atât de mulți oameni au avut încredere în noi. Sunt câțiva oameni care au semnat contractul cu Rien Creative, pentru că vorbim aici de o firmă mai mult decât de noi sau de o companie. Sunt oameni care vin de pe YouTube, dar marea majoritate sunt oameni care pur și simplu au avut încredere în ceea ce am prezentat, ceea ce au văzut, ceea ce am promovat și mi se pare super șmecher că am reușit să legăm contracte și cumva semi-prietenii așa. Adică chiar mi se pare că e mișto să vorbești cu oameni noi și să iei parte la nuntă, care e o chestie ce ține strict de fericire și iubire. Exact. Una dintre cele mai frumoase zile din viața lor o să fie... O să treacă prin mâinile astea. Da, și toate amintirile lor o să iasă din mâinile noastre. E fascinant și copleșitor, v-am zis, când ne gândim la câtă amploare a luat proiectul. A început mai mult ca un side job. Ne-am gândit că poate fi ceva așa, cu care să ne mai ocupăm din când în când și s-a transformat într-un timp scurt în ceva uriaș. Anul viitor, jumătate din anul viitor o să fie ocupat cu evenimentele astea și nu putem decât să fim recunoscători și să vă mulțumim că ați avut încredere în noi, fie că ne știați înainte, fie că ne-ați descoperit după, pentru noi este foarte important, apreciem și vă mulțumim. Și dacă tot suntem aici la categoria mulțumirii, vreau să mulțumesc în mod special pe lângă soția mea, să-i mulțumesc cu Claudiu de la Cubo Films din Sibiu, care m-a contactat și cumva datorită lui am avut boost-ul ăsta de a ne duce în direcția asta și te pup, Claudiu! După cum am spus și Pufi, sunt foarte multe date ocupate, cel puțin pentru 2025, în 2026 sunt doar 4 sau 5, acolo anul e mult mai liber, așa că dacă vreți să faceți un nunt în 2026 și aveți nevoie de parte din asta de video, scrieți frumos prin Creative și o să vă răspund, cred că în maxim 5 minute. Ne vedem la nunți. Mai sunt printre voi oameni care la mestecatul de mere, tăiatul de mere sau văzutul de mere se face pielea de găină, pentru că pe mine mă termină efectiv când aud tăiatul de măr sau când mănânc, mă fac tot, piele de găină și pe spate și pe mâini și în gât și peste tot. Practic la tine scrâșnitul ăsta de mere are același efect ca zgâriatul pe tablă la alte persoane. Da, nu. Merenofobie. Dar eu am obsesia asta cu scorțișoara. Aș putea să port parfum de scorțișoară. Îți nu mai dai idei, Pufi, că nu se știe cum o să apară. Eu unul sătul, am avut de idei viața asta și efectiv, după ce le-am spus, se întâmpla în altă parte și nu mai vreau. Nu că le fura cineva, da? Înțelegeți voi. Ideea de Tinder. Da, deși n-am văzut, nici măcar nu știu cum arată platforma aia. Eu am descoperit-o undeva. Cred că fiecare băiat s-a gândit la asta la un moment dat, prin anii 2000. Merge? Nu am vezi că lupta asta până la două. Cu Grecia. Mm-hmm. Oh, e forță! E plajă! Plajă, Pufi, restaurantul și tot. Vedere religioasă. Și așa n-ai fost niciodată în tasos. Corect. Acum să vedem, Pufi, dacă batem palma. Cât Bogdan negociază acolo, aștept să crească drojdia. Și mă întreb, unde e Mistic? Gol de afară, dar Mistic? Sper. Cred că-l văd. Acolo e? Sau m-a orbit soarele. Te-a orbit soarele, nu e acolo.
deodată apare, bă, ieri, tot așa nu l-am găsit, vreo 2-3 ore, am coborât jos să-l caut și deodată era aici. De asta zic, e posibil să fie. Mystic Magic! Băi, dă-o, Doamne, iartă-mă, dacă... Deci acolo stă dracu și doarme. Ce faci, bire? Ce faci, pui? Am murit aici, uite, care e aici. Deci l-am prins pe cameră. Da? Ce faci? Că nu te mai vezi dacă pun ăsta cu tine. Le-am povestit oamenilor cum ai rămas agățat de picior pe calorifer azi. Zi să te bag înapoi, că îți place așa. Ce face presnicătură? A fost cu cântec și când ne-am întors de la Piatra, dorme aici în spatele meu pe spătarul canapelei. Și nu ne-a auzit când am intrat, n-a vibrat nimic. Ce faci? Ce mire mea? După care a intrat și Goldie. Și s-au tăvălit, și s-au zvârcolit, și s-au călărit. Deci nu vă imaginați ce a fost aici. Goldie ne-a ignorat complet. Deci când l-a văzut, nu i-a mai trebuit nimic. Ne-a pupat așa repede, a trecut pe lângă noi, s-a dus la el. E disperat, nu mai poate după Mystic. Cred că dacă ar avea acolo mâncare și apă la discreție, ar putea trăi cu Mystic nici să nu ne mai vadă la ochi. Sunt adorabili împreună, sunt de desene animate. Deci eu nu mai pot după ei. Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăim în casă cu pisică și cu cățel, dar e unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-a întâmplat în ultimul an și chiar ne fac viețile și zilele așa pline, ne bucură sufletele. Nu? Ce dai din gură, femeia, acolo? Ce tot spui? Ce vrei? Lasă-mă în pace că dormeam bine aici, nu? Și acum, pentru că am cam o oră la dispoziție până crește aluatul, o să fac un experiment împreună cu voi. Vreau să încerc să fac bounty de casă, pentru că lui Bogdan îi plac foarte mult bounty și de când am venit cu ideea asta e super entuziasmat. Dacă e și ziua lui astăzi și nu avem tort, măcar să facem ceva special, o să încerc să improvizez. Să fac totul așa cum cred eu că ar trebui să fie. Nu am o rețetă, dar ne descurcăm. O să folosesc nucă de cocos rasă, zahăr pudră, ăsta e vanilinat, dar bănuiesc că merge și normal. Un lapte de cocos din ăsta la conservă, care e mai viscos decât cel la sticlă. Și ciocolată neagră. Și nu numai că o să încerc să fac bounty de casă, dar vreau să le fac forma asta. Ei bine, asta e ceva ce mi-a lipsit în călătoriile noastre. Bucătăritul, experimentatul, jucatul, așa, de dragul jocului. S-au schimbat atât de multe anul ăsta. Nu-mi vine să cred. Cocos? Da, eu știu că vrei și tu bounty. Așa are gust cocosul? Ce mereu am impresia că are gust de bounty? Facem să aibă gust de bounty. Băi, ce faci? Îți place cocosul, cred. Seamănă cu tine. Cu mine? Eu am și pe vos. Ah, cocosul. Am topit ciocolata cu puțin frișcă lichidă. Și acum o să pun aici în formă, pe fund și pe margini, ca să se întărească, după care băgăm cocosul înăuntru. Bogdan zice că e foarte bună compoziția. Neașteptat de bună.
Și mie mi se pare gustoasă. Puffy aproape au terminat cu... Cum se numesc astea, Puffy? Bounty. Bounty de casă. Acum și se apucă și de... Melci. De melci. Și eu mă apuc de pulled pork. Tot un casă de la chifle la porc. Porcul nu l-am crescut eu, dar înțelegeți voi. Așa că... Sperăm să iasă bine. Oh! Ia uite-le! Vai cum arată! V-am zis mai devreme că fac un pulled pork pentru prima oară. Așa e în casa aici. Noi facem chestii pentru prima oară în vlogul ăsta. Și am luat aici o bucată de ceafă. Nu știu exact ce se face cu ceafă, dar dăm înainte, vedem cum iese. Și acum trebuie să ung bucățica asta. Știți că noi nu prea mâncăm carne, dar merită încercat un pulled pork, cred. Cred că și Puffy pe aia. Cred că am mai mâncat o singură dată la Untold, dacă nu mă înșel, în 2019. Avem aici, apropo de Untold 2019, avem magnet. Era ediția a 5-a. Asta înseamnă că o să mergem la ediția cu numărul 10 anul viitor. Noi am fost în 2024 la Untold Dubai, dar la Untold în Cluj n-am mai fost în 2019 și în anul care vine chiar plănuim să fim acolo. Cum miroase. Și ce m-am gândit acum, Puffy? Că eu sunt ăla care face de obicei chestiile salate, tu ești care face chestiile dulci, dar eu mănânc dulci și tu mănânci salată. Exact. Deci cumva gătim unul pentru altul. Da. Ce e asta, Puffy? Caramel după rețeta Jamilei. Îl lăsăm și pe el în descriere. Aleu, Puffy. Ce e văzut acolo? Puffy, oficial mai trebuie 25 de subscriber ca să facem 30.000. Dar ce mai am subscribe acolo? Să ne adunăm 30.000, că au trecut 3 ani de când... Așteptăm. Tot așteptăm, da, și vedeți că noi nu suntem genul care îți punem presiune pe voi, adică dacă vreți bine, dacă nu, nu, dar... Da, trebuie să vreți. Mai merită reamintit din când în când, se pare. Subscribe acolo frumos, like, comentariu și să intrați și pe Instagram să dați follow lui Puffy și dacă vă doriți să dați follow și pe Irene Creative mai nou. Sau nu? Eu uite Puffy am... Nu cred că ai ieșit! Ai ieșit și inimioară! Ia! Puffy, stai să dă-ți mie o gură, cum e la gust? Eu sunt fan Bounty. Asta-mi, doamne, ia să mă Puffy. Cuptorul nostru nu e cel mai fericit din lume. Văd că s-au ars puțin marginile alea, dar în rest impecabil. Mamă, gheața mea. Am gustat de casă. Foarte, foarte bună rețeta de melci. Eu am mai pus extra scorțișoară și puțin mai multe arome, mai multe esențe decât scrie acolo o rețetă. Puteți să încercați și voi rețeta originală și după aia să o adaptați la gustul vostru, dar e 10 din 10. Mă bucur că am descoperit-o. Deja ne-a făcut toamna mai frumoasă. Am dat acolo în spate drumul la Vocea României. Ne așezăm și noi să ne uităm. Și sperăm să reușim să mâncăm și burgerii aia seara asta. Măi, ce faci, măi, panorama mică, măi? Măi, numai prostie ai făcut azi, măi, măi, măi. Măi, o brâșnicătură, măi. Deci o aducem pe Goldie să te fugărească un pic. Salut! Ți faci, domnișoară? Goldie mai pe box, asta e mai pe karate. Da, da, da. Miști care scheme. Ai văzut, se tăvălește, se întoarce, face tumbe. Deja a doua zi, mi-a luat 8 ore să fac
carnea asta. Da, e bună rău la gust. Să nu știu să fac burgeri nebuni până la urmă și abia aștept să-i gust. Ai pufi, că nu mai pot. Eu zic că arată bine, carnea are gust bun. Acum să vedem cum e combinația asta. Ia să vedem dacă o meritat 30 de ore de gătit. Mam. Doamne, dacă n-ar dura atâta. Mamă, cum s-a făcut carnea pufie. Vremea asta mohorâtă de noiembrie și întuneric cu atât de devreme, parcă ne invită așa să petrecem mai mult timp în casă cu activități liniștitoare. Ne întoarcem la citit, la filme, la seriale, revedem seriile noastre preferate. Acum și-l oblig din nou pe Bogdan să ne uităm la Harry Potter, pentru că e tradiția noastră anuală. Dacă tot ne-am retras așa în activitățile astea, voiam să vă vorbesc despre niște cărți. Pentru că doar la asta mi-a stat gândul zilele astea. Nu știu dacă vă amintiți, dar în vară, când a fost în concediu cu ai mei, cred că era la sfârșit de iulie, nu? Am împrumutat o carte de la vecini. Eu le spusesem că n-am mai citit fantezie de mult și că nu știu de unde să încep, nu știu ce să aleg ca să îmi stârnească interesul și mi-au spus că există această serie, Acotar, A Court of Thorns and Roses sau Regatul Spinilor și al Trandafirilor. E foarte tare și să-i dau o șansă că o să mă prindă, o să-mi placă. Ei bine, când am postat pe Instagram, pe Stories, prima carte din serie, am rămas surprinsă să văd câte reacții nebune au fost. Foarte multe fete mi-au spus că este foarte tare seria, că mamă, că ce să-mi placă, că n-au putut fetele lăsa cartea din mână, cărțile din mână și wow, și s-a strânit așa o frenezie. Și am zis că ok, bine, nu știam de ea, dar cu siguranță o să îi dau o șansă și sper să mă prindă la fel cum le-au prins și pe ele. Și n-a fost așa. Prima carte m-a pierdut undeva pe la mijloc, pentru că a sărit nivelul de romantism pe care eu îl pot digera. Am văzut niște comparații haioase pe Reels, pe Instagram. Sunt persoane care compară această serie cu 50 Shades of Grey, dar 50 Shades of Grey, fantezie cu spiriduși. Am abandonat-o la un moment dat pe raft și de când a venit toamna, întunericul și frigul, am zis că bă, hai să-i mai dau o șansă, dacă fetele au zis că e foarte tare și că o să-mi placă până la urmă, trebuie să o termin și eu. Și vreau să vă zic că odată ce m-am apucat de ea și am intrat în ea cu totul, n-am putut să o mai las din mână, am devorat-o și la sfârșit m-a prins cu totul de am vrut să-mi comand următoarele cărți în următoarea zi. Ideea e că seria asta este atât de vânată încât este sold out peste tot pe internet. Cel puțin prima carte nu se găsește. Am căutat-o aici în Iași, am căutat-o inclusiv când am fost la Piatra acum cu botezul, am fost în Cărturești, nu există. Așa că mi-am comandat din surse diferite toate volumele și vreau să fac unboxing cu voi, să văd dacă am primit ce am comandat, după care vă povestesc puțin și despre ce este vorba în această serie. Ok, primul pachet, aici ar trebui să fie cartea a doua din serie, este de la Cărturești. Aparent exista la Cărturești, dar nu în Iași și nu în Piatra. Am comandat-o de pe site-ul lor și mi-a ajuns, cred că a doua zi. Avem aici Regatul Ceții și al Furiei. Seria Regatul Spinilor și al Trandafirilor, volumul 2. Sarah J. Maas este autoarea și cartea asta mi se pare că e mai grosuță decât prima. Pe prima n-am găsit-o, nici până în ziua de azi nu mai există. Există toată seria în engleză, o pot cumpăra sau comanda în engleză, dar eu am vrut să o citesc în română și primul volum nu e nicăieri. Și aici ar trebui să fie volumele 3 și 4. Și asta e și prima, nu? Sau asta e prima? Nu, asta e a doua. Prima nu o găsesc nicăieri, nu mai există în România. Bine, primii trei? Ba da, următoarele trei.
Sunt 4 volume și primul nu e de găsit nicăieri în română. Ok. Volumul numărul 3 este Regatul aripilor și al pieirii. Regatul ghețurilor și al înstelării. Dar zice aici o poveste din seria Regatul spinilor și al trandafirilor. Deci asta e ceva extra, sunt doar 3 volume. Să vă spun care e faza cu lectura asta. V-am zis că este ceva fantezie cu spiriduși. Este vorba despre această feira. Eu i-am zis Faira mereu, personajul principal. O fată tânără care, printr-o circumstanță dubioasă, ajunge în regatul spiridușilor. Regat despre care oamenii credeau că este doar o fantezie, doar o legendă, un mit. Ea ajunge să trăiască în regatul spiridușilor printr-un context în timp, ajunge să se și îndrăgostească de un mare spiriduș și în cârca ei pică nenorocirea de a salva spiridușii, nația spiridușilor, de la un blestem greu și crunt și de o regină nemiloasă. E foarte, foarte interesant povestea. Dacă treceți de partea aia senzual-romantică, care mie mi s-a părut un pic trasă de păr, plotul este chiar foarte interesant. M-a prins super tare până la sfârșit, cel puțin sfârșitul, ultima parte a cărții este extraordinară. Există acest turnir, un concurs pe viață și pe moarte și acolo vedem ce poate face această Feira, personajul principal. V-am zis că este o adevărată frenezie cu seria asta, atât internațional cât și la noi în România. Ultimul volum a apărut relativ recent, acum câțiva ani. O să le citesc pe toate și o să vă spun părerea mea despre ele până la sfârșit. Până am reușit eu să-mi comand cărțile astea, m-am apucat de altceva. Când s-a întors Bogdan de la București, de la primul botez la care a fost când eu am rămas cu Goldie și Mistica acasă, mi-a făcut un cadou, un cadou la care am plâns. Am plâns la propriu, am plâns așa de bucurie. Mi-a adus vinilul pe care abia așteptam să mi-l cumpăr. Maneskin, știți că sunt mare fan Rush. L-am ascultat în fiecare zi. Foc și sânge, o vedeți acolo în spate. Și pe ea voiam să o cumpăr de foarte mult timp, dar parcă nu voiam să dau banii din buzunar niciodată, mi s-a părut destul de scumpă. Și o carte pe care nu o cunoșteam, dar am început să o citesc în așteptarea seriei Regatul spinilor și al trandafirilor și m-a prins bine de tot. Este vorba despre Vânătorul fără inimă din seria Molia Stacojie. Probabil este o altă serie cunoscută. Eu nu știam de ea până acum, Bogdan mi-a făcut-o cadou pentru că cel mai probabil i-a plăcut coperta și descrierea de pe spate. Sună cam așa. Singurul lucru mai periculos decât a fi vrăjitoare e să te îndrăgostești de cel care te vânează. În noaptea în care viața lui Rune s-a schimbat pentru totdeauna, sângele a curs pe străzi, iar nenumărate vrăjitoare au fost trimise la moarte. Pentru o clipă a urmat tăcerea. Inima lui Rune bătea nebunește, dar trebuia să-și continue planul de a-și ascunde adevărata identitate de gardienii sângelui. De multă vreme, ziua se prefăcea a fi o tânără turnătoare ce urăște vrăjitoarele, însă noaptea devenea Molia Stacojie, justițiara care își salva semenele de la exterminare. Când una dintre misiuni eșuează, Rune decide să-i deruteze pe vânătorii de vrăjitoare și să obțină informații, cucerindu-l pe Gideon Sharp, un vânător notoriu și nemilos de care începe însă să se îndrăgostească. Aceasta e Vânătorul fără inimă, o recomand și pe ea. Cred că o să pun puțin pe pauză ca să mă pot întoarce la seria Regatul spinilor și al trandafirilor, după care să o termin pe asta și următoarele din serie și o să revin la un moment dat, după ce reușesc să trec prin toate, cu părerile mele despre ambele serii. Uite, chiar aștept să-mi spuneți dacă ați citit vreuna dintre ele, cum vi s-a părut și dacă aveți alte recomandări, pentru că devin din ce în ce mai interesată de genul ăsta de ficțiune și îmi doresc să citesc mai mult în
toamna și în iarna asta lungă care se anunță. Genul ăsta de ficțiune mi se pare perfect pentru vremea asta. Asta dacă nu citești horror, cred că și horror ar trebui să fie un gen interesant pentru noiembrie, cel puțin. Abia a trecut Halloween și mi se pare că am rămas în spiritul ăsta și cred că ficțiunea ne ajută să trecem peste frig și întuneric și ceață. Ne cufundăm în cărți până când vin din nou zilele senine și frumoase și căldura și cheful de ieșit afară. Chiar mi-ar plăcea să vorbim mai mult despre asta aici. Aștept recomandările voastre cu alte serii spre care mă pot orienta. După ce le termin pe astea, promit să le termin repede ca să mă pot ocupa și de ale voastre. Până la vară, trecem iarna cu povești. În vlogul ăsta, aici cu voi, vreau să dau start oficial sezonului de vin fiert. Am vrut să luăm vin, să-l fierbem. Și nu am... Am mai băut o dată. Și o să vadă că e cutia desfăcută. Nu, am zis că oficial împreună cu toții, acum declar okay. Că noi am furat startul, asta e partea a doua. Am vrut să luăm vin într-o zi de la Ocean și am văzut această cutie, care era la ofertă foarte bună. Glüh Wine, mai exact, acest vin fiert, gata, făcut. Vedeți, sărbătorile vin, eu v-am zis că vin, noi suntem aici să le așteptăm. Are... cum se cheamă? Să-și pucă din asta. Este deja condimentat. Scrie aici, Glüh Wine este o băutură ce are la bază vin roșu și diverse condimente. Este gata pregătit, cu arome citrice, scorțișoară și măr. Se pot adăuga după gust felii de fructe, cuișoare, ghimbir, zahăr sau miere. Se amestecă, se încălzește bine, fără a se atinge temperatura de fierbere. Uite că informația asta nu am văzut-o data trecută. Dai un pupuc la oameni? Un pupuc? Un pupu? Pupu? Rețeta mea de bounty improvizată, 10 din 10, vă zic. Aprob. După ce au stat la frigider suficient cât să se întărească ciocolata asta, uitați-vă pe care arată perfect! Zici că sunt din magazin, din cutie. E perfectă! Mamă! Mamă, cum arată pufii să-mi bag cioarele. Și îmi făceam griji că nu era suficient de tare ciocolata, că am înduiat-o cu smântână dulce, dar ești perfect, wow! Ai pus ceva în el? Nu. Ah, am tras pe persoanția asociare el. Deci asta dacă e din vin, e forță, dacă nu, e forță oricum. Nu e atât de ieftin încât să zici că e prost. Nu ai, e 30 de lei totuși, 3 litri. Gata la nani!